Raluca este o tânără care poate inspira mulți alți tineri. De peste 10 ani s-a pus în slujba micilor pacienți diagnosticați cu cancer. Acum 5 ani însă, viața avea în plan să o pună pe Raluca să lupte ea însăși cu necruțătoarea boală. Totul a început în 2009, cu stări de rău și de nervozitate. Știam că am o problemă cu tiroida, însă, mă rog, pentru că aveam așa experiența spitalului, am tot neglijat sau, mă rog, am amânat puțin, sperând că dacă nu mă gândesc, nu există. După câteva luni a hotărât să se ducă la medic pentru investigații. La spitalul Parhon, domnul doctor Ghimigean a văzut că am o problemă destul de gravă și mi-a spus: Raluca, uite, o să trebuiască să faci o operație și te las să te pregătești până în ianuarie. Este o creștere masivă a cancerului tiroidian. Să pune întrebarea de ce. În primul rând, de depistare. Să fie clar, cred că ani de zile noi am trecut pe lângă multiple cancere tiroidiene fără să le diagnosticăm. M-am prezentat în ianuarie, mi-au făcut analizele și mi-au spus că am niște noduli. Unul este destul de mare și că trebuie operat. Nodulul unic a apărut brusc și dur, dintr-o dată ridică mari semne de întrebare. Mi s-a spus că trebuie să mai fac un pic de tratament, pentru că se pare că am avut un cancer nu foarte, foarte grav, pentru că l-am luat din pripă, dar, mă rog, mi-au scos cam tot ce era pe acolo. Niciuna dintre investigații nu este la 100%. Se consideră markerii cam 75-80%. Examenul anatomopatologic, dacă e făcut de un specialist autentic, până aproape de 90%, dar examenul cu adevărat e examenul histopatologic, post-operator. Deci atunci am confirmarea 100% a existenței acestui cancer. În acea zi a trebuit să vin la spital să aduc niște medicamente unui copil și pentru prima dată percepția mea vis-a-vis de spital și de cancer s-a schimbat, pentru că eram la capătul coridorului în secția de oncologie și am văzut niște copilași micuți de 3-4 ani de o șchioapă și am văzut cu alți ochi. Putem discuta și despre neoplasmul tiroidian, despre cancerul tiroidian și după unele statistici care ar corespunde cam la 1% din decesele pe care le avem datorită cancerului în România. Raluca nu s-a dat bătută nicio clipă și, urmându-și mentorii, a creat un program suport pentru micii pacienți și pentru părinții acestora. Am înființat în noiembrie 2013 două săli de joacă, două săli de așteptare inedite în Policlinica Spitalului Marie Curie, unde peste 1200 de copii lunar trec pragul și pleacă de la noi cu altă percepție asupra spitalizării, asupra medicilor. Plus de asta, facem terapie ocupațională în Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Robanescu, unde de 3-4 ori pe săptămână organizăm activități de grup cu copilașii care au tetrapareze, diverse dizabilități și cu care facem activități creative. A ales Spitalul Marie Curie pentru că aici a suportat ea însăși, în adolescență, mai multe operații, pentru că aici a cunoscut-o pe măicuța scoțiană care i-a devenit mentor acum mulți ani și pentru că aici, managerul spitalului vede clar beneficiile pacienților în programul Voluntar în Spital. Marie Curie pentru că este spitalul în care am crescut, este spitalul unde acum mulți, mulți ani am fost internată și am avut ocazia să cunosc oameni extraordinari. Pentru supravegherea educativă a copiilor care tranzitează spitalul, Raluca este lângă ei zi de zi, alături de alți voluntari generoși. Doamna Silvia Biba, care este coordonator de voluntari la noi și a fost aleasă voluntarul anului în domeniul sănătății la Gala Națională a Voluntariatului în decembrie 2014. O avem și pe Georgiana, este elevă la un liceu bucureștean și în spate o avem pe
Diana Floricică. Mie îmi place să-i spun Floricica, pentru că este întotdeauna foarte zâmbăreață și de mare, mare ajutor. Ea este la master la psihologie și este foarte, foarte implicată în programul nostru de suport al pacienților. Mândră de programul voluntar în spital, inițiat prin Asociația de Medicină pentru Sănătate Publică, recunoscătoare voluntarilor care îi se alătură, dedicată copiilor care îi trec pragul în spațiile de joacă și fericită când citește mesajele primite de la părinții mulțumiți. Așa este Raluca. Fără să se îndepărteze nicio clipă de la misiunea ei umanitară, Raluca a considerat boala o lecție de înțelegere a suferințelor umane.